Căpricioșilor, eu sunt Romina și bine ați venit pe canalul meu. Vine primăvara sau cel puțin așa ar trebui și în această perioadă, nu știu cum e la voi, dar în familia mea este o tradiție să facem curățenie de primăvară. Așadar, în această perioadă ne înarmăm cu ligheane, cu cârpe, cu perii și facem curățenie, dăm afară toată mizeria pe care am acumulat-o pe timpul iernii. Bine, glumesc, pentru că nu e ca și cum nu am face curățenie toată iarna, dar în această perioadă începe lupta cu praful și mizeria din casă. Una dintre problemele mele și o bătaie de cap pentru mine este curățarea covoarelor și acestea fie alegi să le duci la o curățătorie chimică unde le curăță foarte bine, fie alegi să le cureți tu și să faci pe cenușăreasa cu o perie în mână și cu ligheanul. Dar sincer vă spun că oricât de mult îmi place mie să fac curățenie, pentru că îmi place să fac curățenie, nu este tocmai modul meu preferat de a curăța covoarele și nu e o plăcere să stau în genunchi și să frec covoarele cu peria. Dar din fericire am un ajutor și curățenia de primăvară a devenit floare la ureche pentru mine, pentru că am primit de ceva timp un aspirator foarte, foarte fain care se numește Thomas Aqua Patent Family. Deși acest aspirator a fost gândit inițial pentru proprietarii de animale, noi în casă știți voi că nu avem animale, însă părul meu este peste tot și la noi e cam același lucru ca și cum ai avea o pisică sau un câine. Și spun asta pentru că de fiecare dată când aspir se adună atâta praf și atâta păr de al meu, cât stau și mă gândesc de unde, Doamne, vine atâta păr. Și atunci una dintre nevoile mele cele mai mari este să scap de praf, să scap de acest păr și mai ales să îmi curăț covoarele foarte bine și tapițeriile din casă, pentru că astfel voi scăpa de praful de care vorbeam și de acarien, de bacterii, de tot ce vreți voi. Și tocmai din acest motiv, aspiratorul Thomas mă încântă pe mine foarte, foarte tare pentru că are această funcție de spălare. Această funcție se numește Aqua Plus și datorită funcției de injecție-extracție a aspiratorului, acesta este foarte potrivit pentru aspirarea atât a lichidelor, cât și pentru a spăla suprafețe, parchetul, precum canapelele, precum suprafețele textile și se poate spăla chiar și tapiseria mașinii cu el. Și sincer vă spun că abia aștept să îl încerc pentru tapiseria din mașină, pentru că am câteva pete acolo pe scaune care îmi dau bătaie de cap și dacă nu le duc la o curățare chimică, acum am o variantă cea mai bună. Sistemul acesta Aqua Plus este o soluție unică care oferă o eficiență mai mare a aspirării. Mai multă murdărie este scoasă din suprafețe, din covoare, din tapiserie, din parchet, chiar și din parchetul laminat, pentru că are această funcție de spălare. Și ce e foarte, foarte fain, că el ajută foarte mult și la praful pe care l-ai în cameră, în spațiul în care aspiri. Și astfel este o soluție foarte bună pentru persoanele alergice la praf care își doresc o curățare mai igienică și nu e nevoie să schimbe punga. Sunt foarte multe persoane care au alergie la praf, la acarieni și atunci această metodă de aspirare este una foarte potrivită pentru ei. Și acum probabil că înțelegeți de ce am spus la început că am ajutor în curățarea covoarelor și sincer abia aștept să vă arăt și vouă cum funcționează acest aspirator fain. Eu l-am folosit deja pe covorul din living, însă vouă am să vă fac o demonstrație și am să vă arăt cum curăță el și cât de fain e funcția asta de curățare și de aspirare. Pe două carpete pe care le am în dormitor, cel puțin una dintre ele, o să vă arăt cum funcționează. Este o carpetă care este pătată de la diverse lichide, cum duc în cameră, câte un ceai, câte un suc, ceva. Și vreau să vă arăt cum curăță, pentru că curăță foarte, foarte fain. Dar înainte să vă arăt acest lucru, vreau să vă arăt cum este proiectat acest aspirator și să vă spun mai multe despre el. Aspiratorul Thomas Aqua Plus Patent Family are un design modern și este unul dintre cele mai bune aspiratoare cu funcție de filtrare a apei. Capacitatea sa de colectare este de 1,8 litri și are o capacitate de acțiune de 11 metri și 3 trepte de control. Puterea sa este de 1700 W și acest lucru se și simte foarte bine pentru că atunci când aspir, trage cu putere. Acesta dispune de două metode de colectare a mizeriei, ambele foarte practice și ușor de folosit.
se poate face aspirarea cu filtru de apă Aqua Plus, care se va realiza prin umplerea filtrului cu apă. Este foarte util faptul că filtrul are forma unei găleți detașabile și se pune în el un litru de apă, iar apoi dispozitivul este gata de lucru. A doua metodă de aspirare este la fel de simplă și se face cu un sac tradițional de praf. Se folosește suportul din set care ne ajută să fixăm sacul în locul filtrului de apă. Pentru a folosi funcția de spălare, aspiratorul Thomas Aqua Plus Pattern Family vine cu un rezervor special conceput în care se pune apa. Acest aspirator vine la pachet cu 7 accesorii, 7 capete, un capăt pentru a curăța părul de pe covor, 2 capete pentru spălare cu funcție de injecție și extracție a apei, unul dintre ele este mai mic și fără perie și unul este mai mare și dispune de perie. Avem și un capăt mai mare pentru curățarea părului, un furtun lung și subțire pentru a ajunge în locuri greu accesibile și un capăt mai mare cu perie rotativă. Și acum că v-am spus ce face acest aspirator, este timpul să îl pun și la treabă și să vă arăt ce face. Recipientul filtrant Thomas Aqua Plus se umple foarte ușor cu apă de la robinet și chiar și cele mai fine particule de praf și murdărie sunt reținute de acesta și nu mai sunt dispersate în aer. Este foarte fain că în timpul lucrului nu se produce niciun miros caracteristic. Praful și impuritățile sunt înnecate în filtrul de apă al rezervorului, iar aerul evacuat trece prin filtre suplimentare. Praful ușor, bacteriile, protozoarele și chiar majoritatea virusurilor sunt capturate de un filtru HEPA. Am început prin a vă arăta un program simplu de aspirare și am aruncat zahăr pe podea, care sincer nu este un aliment ușor de aspirat, dar aspiratorul Thomas a tras cu ușurință tot zahărul de pe jos. Mai apoi am vrut să curăț și să spăl și cele două carpete despre care vă spuneam la început și am început prin a pune apă în container, iar apoi am turnat puțin din soluția de curățare cu care vine aspiratorul. Și ce să vezi, a curățat foarte bine tot și se poate chiar observa diferența dintre carpeta spălată și cea pe care încă nu am făcut-o. Aqua Plus este o tehnologie avansată pentru curățarea tapiseriei, poderelor și covoarelor. De asemenea, are și un sistem inovator de filtrare prin apă. Toată apa pe care o injectezi este extrasă ușor de recipient, astfel că nu lasă tapiseria, poderele sau covoarele îmbibate cu apă. Așa că dacă tot are un sistem așa de fain, am zis că vreau să curăț și colțarul. Se poate vedea că se comportă exemplar și nu rămâne canapeaua îmbibată de apă. La sfârșit iau filtrul, care fiind detașabil se scoate și se curăță ușor, cu un jet de apă și toată curățarea a devenit floare la ureche. Acesta a fost review-ul și prezentarea mea aspiratorului Thomas Aqua Pet and Family și vreau să vă spun că eu sunt foarte încântată și următorul pas pe care vreau să fac este să spăl tapiseria din mașină, așa cum am zis. În rest, sunt super, super mulțumită de acest aspirator și dacă căutați un aspirator bun, vă recomand să îl cumpărați pe acesta pentru că chiar face o treabă foarte bună, are o tehnologie foarte faină și ideea este să avansăm și noi ca și tehnologia ca să ne facem viața mai ușoară, spălăm covoarele mai ușor, nu ne mai transformăm în cenușărese, nu mai spălăm pe jos cu perile și astfel curățenia de primăvară, de fapt orice curățenie devine mult mai ușoară. Și acesta este videoul de azi, eu sper că ți-a plăcut și dacă ți-a plăcut acest video, nu uita să-i dai un like, să te abonezi canalului meu și să apeși pe clopoțel pentru a fi notificat de fiecare dată când postez ceva nou. Eu vă pup și ne vedem data viitoare!